Un meci foarte dificil pe terenul celor de la Ploiești. Noi mergem acolo încrezători să ne întoarcem cu un rezultat bun, cu o victorie, mai bine spus, și să ne salvăm sezonul, să terminăm pe locul 9 sau 10, să nu se mai meargă la bara sau ceva de genul. Antrenorul Energiei, Sorin Bârză, știe și ce va face diferența în acest meci. Au o apărare pe momente agresivă, se transformă într-un 3-3, acolo va trebui să nu pierde mingi și aleargă foarte mult la prepunere rapidă și faza a doua. În atacul pozițional sunt ceva mai previzibili și mai lipsiți de putere de șut în momentul de față, ceea ce ne avantajează. Meciul va fi și pe un avantaj? Nu cred că mai reprezintă în momentul de față vreun avantaj, pentru că noi am acuzat puțin și arbitrajul de la Steaua, care a fost un meci televizat, deci nu cred că reprezintă un avantaj pentru vreuna dintre echipe faptul că e televizat. Partida de la Ploiești va fi arbitrată de Georgian Băducu și Răzvan Voicu, ambii din Buzău.